Aproape în fiecare zi la Vâlcea este nevoie de o pungă de sânge pentru bolnavii din spitalele locale, dar și pentru cei care au trecut prin evenimente rutiere pe Valea Oltului. De aceea, pentru că înțelege lupta oamenilor în halate albe, angajații primăriei Mihăiești s-au decis să dea o mână de ajutor. Primarul Constantin Pârsăceanu spune că va fi prima persoană care va dona și speră să îi se alăture nu doar subordonații, ci și fotbaliștii echipei locale. Acțiunea va avea loc mâine, 26 aprilie, începând cu ora 7:30, la sediul primăriei Mihăiești. Avem și o acțiune săptămâna asta și pe această care aș vrea să fac un apel către cetățenii comunei Mihăiești. Doamna Banu Claudia a făcut o acțiune în mai multe localități și s-a gândit și la localitatea mea, a luat legătura cu doamna director de la Transfuzii Vâlcea. Spitalul lipsește foarte mult sânge și organizăm și noi mâine o recoltare de sânge și facem un apel către cetățeni, dacă dânsii ar avea bunăvoință. Bineînțeles, vor beneficia și de niște bunuri de masă și două zile liberi de la servicii cei care lucrează, iar cei care nu lucrează vor avea alte beneficii. Le explică medicul specialist care va veni aici la primărie, unde va începe pe recoltarea de probe începând cu ora 7:30. Cine dorește să vină, îi așteptăm cu mare drag. Doamne ferește, niciunul să nu avem nevoie de așa ceva, dar uitați că ajungem de multe ori la anumite cazuri care chiar avem nevoie și nu găsim, trebuie să dăm din colț în colț. O să încep eu primul și ei o să mă urmeze fiecare. Pentru faptul că mi se pare ceva normal și deși au copii acasă, au nepoți, au strănepoți, fiecare are câte ceva și ăsta e un lucru bun. Chiar am vorbit astăzi avem un meci în play-off cu... am vorbit cu antrenorul de fotbal, să vorbesc și cu băieții de la echipă. Astăzi avem meci la ora 5, chiar dacă e miercuri, numai sâmbătă și duminică avem și în cursul săptămânii. Și aș vrea să rog și cei care fac parte din echipa localității mele, unii sunt de la noi din localitate, unii sunt și din alte localități învecinate și aproape majoritatea din municipiul Râmnicu Vâlcea, să-i rog și pe dânsii astăzi să stau de vorbă puțin cu dânsii și astăzi, dacă mâine ar putea să facă un efort să vină și dânsii să donăm sânge. O să fac un apel, astăzi s-au pus afișe, o să fac apel și la marketurile care le avem în localitate, ca să nu le dau nume, să le facem reclamă, să rog șefa de unitate, dacă poate să trimite prin rotație câte o fată, două, pentru că toți avem nevoie. Și dânsele când au câte un accident, Doamne ferește, apelează prima dată la noi și noi mai departe. Și vrem să încercăm să facem ceva bine pentru orașul nostru și pentru spitalul nostru al municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru că toți avem nevoie de el și dânsii, măcar când au nevoie, să le răspundem și noi cu aceeași monedă. Alte primării vâlcene au anunțat și ele că sunt gata să dea o mână de ajutor în salvarea unor oameni pe care nu îi cunosc, dar care contează?